Zisa Domnul către iudei care veniseră la dânsul, vai vouă, fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din ismă și din untariță și din toate legumele, dar lăsați la o parte dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. Pe acestea se cădea să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Vai vouă, fariseilor, pentru că vă place să stați în scaunele din tâi în sinagogi și să vi se închine lumea prin târguri. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, pentru că sunteți ca mormintele care nu se cunosc și oamenii care umblă peste ele nu le știu. Atunci unul dintre învățătorii de lege, răspunzându-i, a zis: Învățătorule, cu vorbele acestea ne faci de ocară și pe noi. Iar el a zis către ei: Vai și voi, învățătorilor de lege, pentru că voi împovărați pe oameni cu sarcini care nu se pot cu ușurință purta, iar voi nu vă atingeți de ele nici cu unul din degetele voastre. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Toată legea și prorocii se cuprind într-o singură poruncă: să iubești. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată vârstutea ta, din toată puterea ta, din toată inima ta, din toate ale tale. Să te iubești pe tine însuți, ca apoi să poți să-L iubești și aproape. A te iubi pe tine însuți înseamnă să te așezi în relația corectă cu Dumnezeu de iubire. Adică să dai tuturor puterilor tale sufletești și trupești, rațiune, voință și sentimente, minte, cuvânt și duh, suflet și trup, toate ale tale, să le dai rostul lor, sensul lor, direcția lor și lucrarea lor, potrivit cu rânduiala lăsată lor de Dumnezeu. Și în momentul acesta te iubești pe tine însuți. Îi dai Duhului, Duhul Dumnezeu, îi dai rațiunii, rațiunile lucrurilor cel adevărate lăsate de Dumnezeu, îi dai inimii, simțirea, emoția și iubirea și sentimentul cel bun și curat, îi dai trupului nici mai mult, nici mai puțin decât are nevoie ca să nu se ducă pe plus sau pe minus, în păcat, în patimă sau în slăbănugire, și dai tuturor funcțiilor tale, sufletești și trupești, ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru ele, ca să poți să intri și tu în armonie cu toate ale cerului și ale pământului, cu toate orice îngerești, și să poți spune: facă-se, Doamne, voia ta precum în cer, așa și pe pământul inimii mele, ca să intri în rânduială și armonie cu toate. Abia atunci, după ce te-ai deschis către lumină, către adevăr, către har, către iubirea lui Dumnezeu, poți să spui că te iubești pe tine. Până atunci, fără să-ți dai seama, ești dușmanul tău. Din starea aceasta de echilibru, poți să purcezi la iubirea de aproapele. Dacă nu, mai degrabă stai departe, pentru că mai rău îi faci în numele iubirii. Și în loc să-L iubești, de fapt îl rănești, în loc să-L iubești și să-L ajuți să crească, îl trâmbi, îl răsucești pe El după așa numita ta înțelegere, cunoaștere și iubire și numești toate răutățile și păcatele tale într-un mod fals, fariseic, neștiutor și de multe ori zici că ești sincer în numele sincerității și a iubirii, de fapt tu împroști cu noroi atât inima ta, cât și inima fratelui tău. De aceea oprește-te. Oprește-te și cunoaște că Domnul Dumnezeu este Dumnezeu cel adevărat. Smerește-te, așează-te în starea de smerenie, de luciditate, de echilibru, ca să afli care este credința cea adevărată, calea cea adevărată, iubirea cea adevărată, Dumnezeul cel adevărat, și apoi să te poți vedea pe tine. În felul acesta te vezi pe tine în păcatele tale, știi ce să îndrepți, începi să dobândești virtuțile după voia lui Dumnezeu și știi ce să corectezi și abia apoi te așezi în relația de răstignire totodată și de verticalitate, de armonie cu toate, adică în Sfânta Cruce, în iubire cu Dumnezeu, cu tine și cu aproape. Dar, iubiți credincioși, omul păcătos cade din iubire. Omul păcătos cade din iubirea de Dumnezeu și de sine.
Omul păcătos cade din iubirea de aproapele și toate păcatele sunt, de fapt, neiubire. Și omul păcătos știe că e păcătos. Omul păcătos își asumă că este păcătos. Omul păcătos nu se îndreptățește pe sine, pentru că a greși e omenește, a te îndreptăți este drăcește. Și atunci toți, în fața lui Dumnezeu, mărturisim cu smerenia necesară, umilința necesară, mărturisim, Doamne, iartă-ne că nu te iubim, că nu ne iubim și că nu iubim pe aproapele, iartă-ne că suntem păcătoși și neputincioși, dar te rugăm un singur lucru, scoate-ne din starea de fățărnicie de care ne dăm seama. De aceea, iubiți credincioși, vedeți că Domnul spune așa, vai vouă, fariseilor și cărturarilor învățați, vai vouă, arhiereilor, vai vouă, preoților, vai vouă, învățătorilor de lege, vai vouă. Nimănui ne-a spus așa ceva. N-a spus vouă, vai vouă, desfrânaților, vai vouă, bețivilor, vai vouă, hoților, vai vouă, tâlharilor, vai vouă, vamișilor. N-a spus. Pentru că aceia știau că-s vamiși, că-s tâlhari, că-s hoși, că-s desfrânați. Și lumea îi vedea cum era, cum era fiecare dintre ei și fiecare stătea în inima lui, în pocăința care avea fiecare după puterea lui. Dar aici Domnul spune, vai vouă. De ce iubiți pe credincioși? Pentru că fariseul spune întunericului lumină, spune răului bine, spune minciunii adevăr, spune rătăcirii că e calea cea adevărată. A fariseul, iubiți credincioși, pe toate le răsucește după minciuna și mândria din inima lui. De aceea Domnul spune clar, ce este fariseismul, iubiți credincioși? Este cădere din iubire în numele unei iubiri false. Fariseismul este cădere din dreptate în numele dreptății mincinoase. Fariseismul este cădere din adevăr în numele unei minciuni măsluite. Fariseismul este o cădere din iubire față de aproapele și de toate rosturile și rânduielile lumii, în numele unui rost și unei rânduieli mincinoase, fiind o spoială perfectă în numele lui Dumnezeu. De aceea nu există păcat mai mare, iubiți credincioși, decât acest fariseism, căruia Domnul îi spune, vai vouă! Pentru că toate păcatele se vor ierta, dar păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se vor ierta în viață. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este erezia, adică căderea, iubiți credincioși, în minciună, în numele adevărului de credință. Căderea din iubirea de Dumnezeu, în numele iubirii de Dumnezeu prin credință și fapta cea bună. Erezia, iubiți credincioși, este argumentația teologică a minciunii, dar este de fapt lepădare de Hristos într-un mod fariseic. Și toate celelalte nu sunt altceva decât niște fariseisme urmate după căderea din har, din adevăr și din credință. Dar spunem, Împăratul Ceresc, Mângâietorul, Duhul Adevărului, Duhul lui Dumnezeu, este Duhul Adevărului. De aceea, iubiți credincioși, spune clar apostolul, dragostea nu cade niciodată. Dragostea nu cade pentru că ea nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Dragostea adevărată de Dumnezeu, de sine și de aproapele, nu caută ale sale, nu caută trufia, nu caută mândria, nu caută interesul personal, ci toate le slujește pentru Dumnezeu. Și atunci Mântuitorul spune clar acestor farisei, vai vouă fariseilor fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din untaleță și din toate legumele, dar lăsați la o parte dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Adică vai vouă pentru că cădeți din dreptate, din adevăr și din dragostea de Dumnezeu, cădeți din învățătura Evangheliei, cădeți din dogmă și voi exagerați canoanele, datinile bătrânești, obiceiurile locale și obiceiuri ale fiecăruia parte, le faceți prin acestea ca și cum ar fi cele mai mari și voi dați zeciuială numai din celelalte care sunt niște mărățișuri strigând în țară și înghițind cămila. Vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, pentru că răsturnați valorile în numele iubirii. Și Domnul le spune clar, vai vouă fariseilor, pentru că
Vă place să stați în scaunele din tâi în sinagogi și să vi se închine lumea prin târguri. În numele Evlaviei, în numele credinței, în numele demnității voastre de clerici, de farisei, duceosii voi, voi vreți să stați în frunte, vreți să stați în scaunele cele din tâi și vreți ca lumea să vi se închine. Ce faceți în felul acesta? Cădeți din iubirea de Dumnezeu, cădeți din iubirea de sine autentică, pentru că vă nenorociți pe voi și îi mințiți pe toți și las căzând din legea morală, căzând din fapta cea bună, căzând din evlavia cea autentică, în numele unei iubiri de Dumnezeu, de aproapele și a unei demnități ale voastre sacerdotale, false și greșite, stând pe scaunele de ceară, care se topesc la focul lui Dumnezeu. Și aici spune, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, pentru că sunteți ca mormintele care nu se cunosc și oamenii care umblă peste ele nu le știu. Adică, sincer, în privire, par și în lovitură. Adică de fățadă, precum mormintele care sunt văruite, dar pe dedesubt sunteți în puțiciune. Vai vouă, pentru că în numele iubirii le spoiți pe toate și în numele iubirii le astupați pe toate, dar pe dedesubt nu vă iubiți nici pe voi, nici pe Dumnezeu, nici pe aproape și totul este de fapt o împuțiciune, o colcăia, vien pentru mormânt văruit. Și atunci Domnul spune, vai vouă, pentru că greșiți față de dreptate și adevăr, greșiți față de aproape și față de legea bunului simț și față de legea morală, greșiți față de sinceritatea față de voi și față de aproapele, pentru că dați o fațadă, o față ca mermântele văruite, iar în interior este falsitate și la un moment dat, spunând vaiurile acestea, un învățător de lege nu a mai suportat și a răspuns. Învățătorule, cu vorbele acestea ne face de ocară și pe noi. Păi dacă nu te-ai fi simțit, nu ai fi reacționat. Dacă nu ai fi fost vinovat, nu te-ai fi simțit ocărât? Dacă n-ai fi fost și tu cu bubei în cap, n-ai fi pus întrebarea învățătorului? Și atunci Domnul spune clar către ei, vai și voi, învățătorilor de lege, pentru că voi împovărați pe oameni cu sarcini care nu se pot cu ușurință purta, iar voi nu vă atingeți de ele cu nici unul din degetele voastre. Învățătorii de lege de atunci sunt canoniștii de azi. Sunt tipicare de azi, sunt formaliștii de astăzi, sunt teologii de astăzi, sunt călugării exagerați de astăzi, sunt preoții care scormonesc, iubiți credincioși, la spovedanie, nu ca să despovereze, să deslege, ca voi să fie curățați, ci scormonesc ca să vinuiască, scormonesc ca să lege, scormonesc ca să amenințe, scormonesc ca să se simtă omul vinovat, nu! Trebuie să scormonim și să curățăm totul din sufletul omului și apoi să spunem că Domnul caută mila, dreptatea, bunătatea, iertarea, dezlegarea, binecuvântarea, despovărarea și spune, veniți la mine toți cei ostriți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. De aceea, mai ales în cuvintele cerești, care mereu mi le-am spus, citiți și iarăși citiți din cuvintele cerești pentru că este ultima strigare a bunului Dumnezeu. Prin acest grăitor de Dumnezeu, ierarh al bisericii din catacombe, la Herne, Pigurițor, Nildor, Balțu. Este o strigare pentru tot cosmosul, pentru tot universul. Pentru că spune clar acolo cuvânt, este o mânie astăzi în cer de nedescris. Pentru că sfinții își cer dreptul lor și mucenicii așteaptă judecata pentru sângele vărsat. Dar se îndelungă timpurile pentru rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu. Este o mânie asupra Pământului. Dar iată că iertarea și milostivirea și vindecarea vine doar prin Euharistie. Sănătatea vine prin Euharistie. Tămăduirea vine prin Euharistie. Toate vin prin dezlegarea lui Dumnezeu generală, prin puterea bisericii biruitoare, triumfătoare asupra bisericii luptătoare și la sfârșitul viacurilor, mila, harul și adevărul vine peste noi datorită de un singur lucru. Ca să înțelegem lucrul acesta, să aducem roade vrednice de pocăință. De aceea, iubiți credincioși, v-am spus în continuu să facem efort fiecare dintre noi, pe de o parte, să spovedim amănunțit toate păcatele, pe de altă parte, să ne întărim în credința cea adevărată și într-o pocăință echilibrată, cu măsură, fără să cădem nicio extremă, și să ne apropiem de Sfintele și Preacuratele Taine,
bazându-ne doar pe mila lui Hristos, pe mila bunului Dumnezeu, pentru că biserica, ca o casă de oaspeți, mai ales în vremurile acestea, cum nu vă așteaptă nimeni, nicio instituție, nicio casă nu vă așteaptă cum vă așteaptă casa Domnului, vă așteaptă cu brațele deschise să veniți, să vă apropiați, sunteți chemați, sunteți îndemnați, sunteți strigați, veniți, luați, mâncați, apropiați-vă, întăriți-vă, vindecați-vă, ca să vă luminați și să vă mântuiți. Și vameș și păcătos și desfrânat și tâlhar, ai orice șansă, toate șansele ai, numai să vii, să fii deslegat, iertat și binecuvântat. Pentru că este milă mare în fața Dumnezeu. Dar există o potihnea, există o barieră, există o nebunie, iubiți credincioși, a clericilor și a credincioșilor totodată, care dintr-o înțelegere greșită a lucrurilor, parcă n-au citit niciodată cuvintele acestea, ce spune Domnul. Vai vouă, pentru că împovărați pe oameni cu sarcini grele, canoane peste canoane, posturi peste posturi, reguli peste reguli, 3 zile, 5 zile, 7 zile să postești înainte, să postești după, să fii curat cu soția, să nu mănânci cum de lemn și vin, să stai în cap, să faci mii de lucruri pe cum le impuneau fariseii. Când Domnul cere inima frântă și smerită, Dumnezeu nu o va auzi. Și nu dublă măsură. Preotul postește miercuri și vineri și se împărtășește, cu atât mai mult are dreptul de credincios. Preotul se roagă dimineața și seara și pe parcursul zilei zice, Doamne, miluiește, cu atât mai mult credinciosul. Preotul face și el o milostenie, milostenie face și credinciosul, poate și mai mult. Preotul vine la liturghie și slujește, credinciosul poate mai face și un pelerinaj la o monastire, mai face și o milostenie la o biserică, mai face și o faptă bună pe drum, pentru că este lupta lui de zi cu zi, în familie, între prieteni, între rude, și este frământat în continuu. De aceea, de ce dublă măsură? Poate preotul ar trebui să fie mai împovărat, mai strict cu el, mai pregătit pentru Sfânta Împărtășanie. Iar dacă el consumă tot potirul și este părinte, de ce nu dă el împărtășanie la popor? Cum poate părintele să mănânce un potir întreg fără să-l doară inima de copil? Atunci nu mai este părinte. Este doar un funcționar. Nu este părinte și nu are fii duhovnicești. El este doar un slujbaș al unei instituții bisericești. Atunci el nu simte inima și frământările poporului și îi desleagă doar în posturi și sărbători, spovedanii scurte. Nu, iubiți credincioși. Dracul urlă răgnind ca un leu pe cine se înghită și nu există exorcizare mai puternică în care se desleagă legăturile satanii decât într-una din cele 7 tainii care este Sfânta Spovedanie. Câte veți lega, vor fi legate, câte veți dezlega, vor fi deslegate și tot zapisul celui întunecat se curăță, se șterge, se desleagă și ai un cazier duhovnicesc curat și apoi vii cu smerenie și Domnul te încununează, te binecuvintează și te înalță și te unește cu Sfânta Împărtășanie, te unește cu Dumnezeu. De aceea, pune sarcini grele peste popor. Oare nu vă doare sufletul că plecați după o liturghie făcută după tipic, făcută cu acatiste, paracliste, utrenii, vecernii și așa mai departe, bastoaca, clopotul, tămâie, toate celelalte, schimbi veșmintele? Nu te doare sufletul că n-ai finalizat? N-ai finalizat o liturghie nefinalizată, fără de împărtășiți, fără de oameni care să plece luminoși și vindecași, fără să aibă medicamentul de la doctorul sufletelor și a trupurilor, te-ai împărtășit tu, preotule, și poate un copil și sute de oameni în fața ta pleacă cum au venit. Ce este aceasta? Decât spoială, morminte văruite, sarcini grele, întorsură și răsturnarea tuturor valorilor, canoanele mai presus decât dogmele și decât cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos, tradiția răsturnată după o pseudo-tradiție venită poate din comunismul acesta blestemat, neînțelegerea lucrurilor, o întreagă biserică blocată de o mentalitate greșită, asupra căruia cade ca un trăsnet cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici. Nu o să fiți acuzați preoți, arherei, teologi, pentru păcatele voastre personale. Au căzut și Petru, au căzut și alții. Au avut păcatele lor de zi cu zi, s-au pocăit, s-au ridicat. Nu pentru asta veți fi întrebat.
O singură întrebare o să se pună la judecată de către Domnul nostru Iisus Hristos. Petre, m-ai iubit tu pe mine? Clericule, m-ai iubit tu pe mine? Arhiereule, m-ai iubit tu pe mine? Ai păscut mielușeii mei? Ai păscut oile mele? Ai împărtășit poporul meu? Ai deslegat poporul meu? L-ai unit cu Sfintele și Preacuratele Taine? De ce eu am mai coborât din Sfânta Trăime pe Pământ? De ce eu am mai luat trup omenesc? De ce am stat în pântecele Maicii mele 9 luni? De ce eu m-am lăsat prigonit și am fugit în Egipt? De ce am avut trupul acesta cu care am ostenit? De ce eu pe toate le-am suferit? De ce eu am stat în scuipări, în ocări, în spini, în răstignire? De ce cu trupul a fost pus în mormânt? De ce eu am biruit moartea și iadul și stricăciunea și toate celelalte? De ce am mai înviat? Dacă nu mi-l dai mie poporului, de ce nu-l dai pe Hristos cel răstignit și înviat către inima poporului? De ce nu finalizezi această lucrare dumnezeiască? Pentru că ai înțeles greșit. Pentru că dracul Arhicon a învățat teologi, arhierei, școli teologice, le-a învățat greșit și fac o stufoșenie de învățământ teologic și religios și nu finalizează prin Sfânta Împărtășare. Atunci ce răs mai are să coboare Dumnezeu din cer? De ce n-a trimis un înger să mântuiască lumea? De ce n-a dat încă o lege mai grozavă decât a lui Moise ca să respecte lumea? Iubiți credincioși, post au și celelalte religii, asceză au și în celelalte religii. Rânduiel, scripturile lor, tipic formalism, le-au și ceilalți, mai bune ca noi, mai organizate ca noi. Nu au revelație, nu au adevărul de credință, nu au biserica cea adevărată, nu au Sfintele Taine, nu l-au pe Hristos Dumnezeu pe pământ. Și atunci, dacă toate acestea, ierurgii și taine, nu conduc către punctul maxim care înseamnă Euharistia, toți suntem farisei și cărturari și învățători de lege fățarnici care vom auzi un vai și plecați de la mine blestemați, eu nu vă cunosc pe voi. De aceea poporul să-și ceară dreptul fiecare duminică. Poporul să se ducă la preot și să spună vreau să mă împărtășesc. Poporul să se ducă și să zică vreau să mă vindeci, sufletește și trupește. Desleagă-mă, curățește-mă, vindecă, dă-mi canon, nu mă împărtășește-mă cu Sfintele și Preacuratele Taine. Este dreptul vostru să-L aveți pe Dumnezeu. Iar clerul care se teme de alt frate, cleric, și spune ce o zice frate din altar, înseamnă că el se leapădă de Hristos, de cuvântul Evangheliei, care spune luați mâncați toți, bentul acesta toți, se leapădă de canoanele apostolilor, care spune cine nu se împărtășește face sminteală, înseamnă că pune accentul pe formalism ca să trăiască el și casa lui și folosește casa Domnului doar pentru ca un serviciu și nu slujește pentru ca trupul și sângele Domnului să ajungă în inima credinciosului. Foarte clare sunt toate lăsate de tradiție de credincioși. De aceea această pericopă evanghelică, mai mult ca niciodată în ziua de astăzi, trebuie înțeleasă în primul rând de cler, apoi de popor. Iar poporul care stă în nesimțire, în pietrire, indolență, indiferență și nu-și pune problema că el vine la biserică, nu să aducă jertfe și atât, ci vine ca să se pocăiască și cu Hristos să se unească, înseamnă că poporul acesta și el va fi vinovat și va primi aceleași vaiuri și se va spune o neam necredincioși și îndrăgnit până când voi fi cu voi. De aceea, în toată lumea aceasta, iubiți credincioși, unde este nebunie și haos din ce mai mare, nu există altă scăpare decât cler și popor să ne trezim, să ne pocăim și să venim cu toții, să ne spălăm păcatele în sângele Domnului nostru Iisus Hristos, să ne împărtășim cu Sfinte și Preacurate Taine. Amin.